Între noi fie vorba, mie nu prea îmi place de puștul ăsta așa. Nu e prea isteț și nici rapid. Mă rog, important însă e să nu mă recunoască nimeni. O comedie clasică într-o transpunere pe alocuri modernă și un joc actoricesc excelent. Așa ar putea fi caracterizată punerea în scenă a piesei Slugă la doi patroni după Slugă la doi stăpâni a lui Carlo Goldoni. Piesa a reprezentat deschiderea stagiunii teatrale la Tudor Vianu, dar și un moment deosebit dintr-un punct de vedere aparte. Astă seară, pentru acest teatru și zic și pentru dumneavoastră, este un moment istoric. Se inaugurează studioul Stand-up Comedy. Conducerea teatrului și cunoscutul regizor Mihai Lungeanu au ales o echipă de actori tineri și entuziaști care au jucat cu mare poftă de teatru. A fost o alegere excelentă pentru că cei patru au creat momente deosebite jucând cu sensibilitate și mult umor. O trupă tânără, studenți care au terminat acum 2 ani și acum un an, dar din cauza unei legislații românești nu pot fi angajați în teatru. Ei joacă, creează spectacole și ne oferă bucuria să ne împlinim sufletește și să ne îmbogățim spiritual. Patru tineri și minunați actori, ca un cavaler trebuie să încep cu domnișoarele, Claudia Drăgan, Raluca Grumăzescu, Cristi Dionise și Sebastian Vulcea. Sluga dumneavoastră! Înainte de toate, spuneți. Și avea o mare rugăminte la tine. Da. Vreau să te duci până la poștă. Sluga! Casă? Poștă! A, poștă, da, sluga! Casă? Casă? Vezi dacă sunt ceva scrisor. Sluga! Pentru? Pentru Florindo Retuzzi! Trufaldino Battocchi! Cum mai rar se întâlnește la Giurgiu, sala cafenelei artiștilor a fost plină, majoritatea spectatorilor fiind tineri. Lucru îmbucurător într-o urbe ce pare amorțită și unde actul artistic rămâne uneori suspendat, în așteptarea giurgiuvenilor care să se aplece puțin și asupra frumosului. Și revenind la cultură și la frumos, amintim că ni se pregătește un adevărat regal artistic, Festivalul Teatrelor Dunărene, în perioada 7-12 octombrie. Acum ultima oară, îmi permit să vă invit, între 7 și 12 octombrie, începe Festivalul Teatrelor Dunărene, unde 6 zile aveți de văzut teatru pentru un an.